Adeseori mirenii se întreabă cum să se obișnuiască să se roage. Uite, mai de mult, unii voiau să devină monahi și aveau un caracter aspru, mergeau și se nevoiau pe stânci abrupte, în peșteri, în mormintele închinătorilor la idoli sau în locuințele demonilor. Acolo treceau printr-o mulțime de primejdii, se temeau ca nu cumva să se desprindă stânca, urlau demonii și altele. Și frica îi silea să strige neîncetat: Hristoase al meu, Maica Domnului. Și astfel au dobândit obișnuința cea bună a rugăciunii neîncetate. Astăzi, datorită distracțiilor, mulți dintre cei care conduc mașina își pierd controlul asupra lor înșiși. Așa că omul se duce la serviciu și nu știe dacă se mai întoarce sănătos acasă. Aceasta nu-l silește să spună mereu Hristoase al meu, Maica Domnului. Dacă mirenii ar fi pus în valoare primejdile prin care trec, ne-ar fi întrecut pe noi monahii în rugăciune și ar fi evitat și primejdiile. La coliba mea a venit cineva foarte mâhnit pentru că din neatenție a lovit un copil cu mașina. Sunt vinovat, spunea el. Te rugai în acel ceas? L-am întrebat. Nu, mi-a răspuns. Nu ești atât de vinovat că ai lovit copilul, i-am spus, pe cât ești de vinovat că nu te rugai și am povestit următorul caz pe care îl aveam în vedere să îl spun. Am cunoscut un funcționar care ajunsese la înalte măsuri de virtute. Rostea neîncetat rugăciunea lui Isus la serviciu, pe drum și peste tot unde mergea. Rugăciunea îi devenise de sine lucrătoare și din ochii lui curgeau lacrimi de doxologie și de veselie. La biroul unde lucra, uda hârtiile cu lacrimi. Din această pricină se gândea să-și lase serviciul și să iasă la pensie. A venit la coliba mea ca să mă întrebe ce să facă. Nu pleca, i-am spus. Iar când te vor întreba colegii tăi de ce plângi, tu să le spui, mi-am adus aminte de tatăl meu. Într-o zi, în timp ce conducea, i-a sărit dintr-o dată un copil în fața mașinii. Deși l-a aruncat cât colo ca pe un titirez, totuși copilul nu a pățit nimic. L-a păzit Dumnezeu pentru că în acel ceas omul acesta se ruga. Să simțim rugăciunea ca pe o necesitate. Geronda, nu prea am credință și mă simt tare neputincios. Știi ce să faci? Să te agăți de Dumnezeu așa cum se agață copilul de gâtul tatălui său și să-l strângi atât de tare încât să nu te poată dezlipi de el. Numai atunci vei simți siguranță și putere. Geronda, simt nevoia să mă sprijinesc de Dumnezeu, dar îmi vine greu. Să-ți ridici mâinile în sus. Astfel, încet, încet, se vor lungi și te voi agăța de Dumnezeu. Gheronda, atunci când nu am destul timp și mă grăbesc la rugăciune, nu cumva fur din timpul pe care trebuie să-l dau lui Hristos? Hristos este bogat și oricât ai furat tu, el tot nu se răcește. Tu însă, în felul acesta, ești în primejdie. Hristos nu are trebuință de rugăciunea noastră, ci noi avem nevoie de ajutorul Lui. Ne rugăm pentru că așa comunicăm cu Dumnezeu care ne-a creat, iar dacă nu o vom face, vom cădea în mâinile diavolului și atunci vai de noi. Ai văzut ce spune Sfântului Saxirul? Nu ne va cere socoteală Dumnezeu pentru că nu am făcut rugăciune, ci pentru că nu am avut părtășie cu El. Și în felul acesta am dat drepturi diavolului și ne-a chinuit. Geronda cum să ajung să iubesc rugăciunea? Să simți rugăciunea ca pe o necesitate. Așa cum trupul are trebuință de hrană, tot astfel și sufletul trebuie să fie hrănit ca să trăiască. Dacă nu va fi hrănit, slăbește și moare duhovnicește. Geronda, de ce ne vine greu să ne rugăm? Pentru că nu simțim rugăciunea ca pe o necesitate. Cel care nu intră în noi rugăciunii, ca să o simtă, o consideră ca o corvoadă și se aseamănă copilului fără minte care se întoarce de la sânul mamei sale și de la dragostea, toată dragostea ei cea dulce, ajungând astfel bolnavicios și pepernicit.